Curcudelul mare este o specie de pasăre acvatică adaptată foarte bine la mediul acvatic. Corpul său este acoperit de un penaj foarte des, impermeabil pentru apă, iar degetele sunt prevăzute cu membrane înotătoare. Culoarea generală este partea dorsală maronie, iar ventral un alb foarte frumos argintiu. Pe cap, în timpul reproducerii, corcudelul mare poartă un fel de guler și niște formațiuni de pene în asemănătoare urechilor. Aceștia au rol în timpul reproducerii în jocurile nupțiale. Aceste jocuri sunt spectaculoase, cele două partenere se ridică față în față și fac un fel de dans acvatic, în timp ce masculul oferă o legăturică de plante acvatice sau un peștișor femelei. Aceste plante sunt utilizate pe urmă în cuibul lor plutitor, care este de regulă băgate în stufărâșul mai rar. Femela depune 3-4 ouășoare care sunt la început albe și mai încolo, datorită plantelor acvatice umede din care este confecționat cuibul, prind un colorit mai întunecat maroniu. Dacă pasărea clocitoare părăsește cuibul, ouăle sunt acoperite cu plante acvatice și sunt foarte bine ascunse. Corcodeii mari se hrănesc cu viețuitoare acvatice diferite, cu insecte acvatice, viermi, larve, dar și cu peștișori pe care le înghită în întregime. Corcodeii sunt păsări migratoare, vin primăvara și pentru rămân în timpul verii, și toamna ne părăsește țara, plecând în locurile de iarne în țările mediteraneene și în Africa de Nord și se întorc odată cu dezviețul apelor. Delta Dunării, paradisul aproape pierdut. Un proiect Salvați Delta, în parteneriat cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu.